Salutare tuturor, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face ceva foarte special, vom mânca dulciuri speciale din Slovacia. Avem această minunată ciocolată care se numește Măta. De fapt se numește Mata sau ceva de genul, nu știu cum să o citești, dar nu o vom mânca acum. Hai să începem cu astea, se numesc Zlate din câte vedeți. Nu au nicio legătură cu Zlatan Ibrahimovic și haideți să vedem ce gust au. Poate sunt bune, poate nu. Wow, chiar sunt multe. Deci sunt o groază aici și așa arată. Și miroase bine. Pot să spun că e foarte bun. Mă așteptam să fie ceva mai dulci, dar nu sunt, ci sunt foarte, foarte bune. Ok. Hai să mai mâncăm unul, că e genial. Ok, următoarea chestie este o din asta cu susan. Nu știu dacă se vede. Practic este susan cu ciocolată. Scrie sesame plus ciocolate. Da. Hai să vedem ce gust au astea. Nu prea îmi plac chestia asta de susan, dar să sperăm că ăsta îmi va schimba părerea. Ok, deci sunt două tăblițe. Din câte vedeți. Așa arată, sunt două. O să luăm din prima puțin. S-au rupt două bucăți. Hai să vedem. Sunt foarte tari. Da, și au gust de susan. Nu prea îmi plac, chiar nu prea îmi plac. Ok, hai să trecem la astea. Se numesc Alpino, nu? Alpino Rings with Dark Chocolate. Sunt făcute de... dracu știe. Mă rog să sperăm că sunt foarte, foarte bune. Pentru că alea cu susan chiar nu mi-au plăcut. Ok, deci vin așa ambalate și arată chiar foarte bine. Cred că o să aibă un gust asemănător cu astea, la cum arată, dar nu putem ști. Hai să le desfacem. Am pus și o poză pe Facebook cu ele. Deci, practic, știți. Știați că acest videoclip o să apară, dar dacă nu mă urmăriți pe Facebook, vă aveți un link în descriere. Bun, deci așa arată inelul. Foarte delicios. Oh, și l-a rupt în două. Și aveam dreptate. Chiar seamănă cu Zlate chestiile astea. Dar chiar au același gust. Foarte, foarte bune. Ciocolată neagră. Următorul produs de la care chiar am speranțe foarte mari este acesta, Siesta. Nu știu, deci arată foarte bine și seamănă cu un Joy. Din câte vedeți chestia asta, seamănă cu un Joy. E foarte mare batonul ăsta. Sper să nu dau un diabet după acest episod. Da, 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 știu că diabetul nu se face de la dulce, dar e ok. What the fuck? Uitați-vă cât e batonul ăsta și încă mai e. Hai să vedem. Holy fucking shit, chiar e foarte bun. Chiar sunt plăcut surprins. Mă așteptam la gustul ăsta. Are în gust ceva asemănător cu Joie. De chiar foarte, foarte bun. Deci ăsta este Siesta cu lapte și mai am unul cu ciocolată pe care chiar am mâncat. Următorul este de Lisa și mai scrie ceva pe aici în slovacă, dar nu știu ce are. Hai să încercăm să citim. Cacaovo Mlekna Mlekna. Cred că se referă la cacao cu ceva lapte, pentru că asta arată pe ambalaj. Ok. Vedem, și de la asta am așteptări. Și de la și asta vreau să fie foarte bun. Tot asemănător cu Joe. Ia uitați cum arată. Are striațiile astea negre, iar aici este doar negru. Nu la fel de dulce ca celălalt. Și un pic mai tare. Dar e bun.
Uh-huh. Oh, shit. Am rupt ambalajul, fuck! Tot mai mult îmi place siesta ala decât Delisa. Mai avem ceva care e asemănător. Se numește Mila. Din câte vedeți, Mila. Este de la aceeași firmă cu Măta. Vedeți? Sedita amândouă, nu știu dacă se vede, mă rog. Seamănă și ambalajul. Bun. Hai să vedem. Oh, ok, asta e o napolitană mai albă cu ceva negru. Ok, m-am umplut de firmituri aici. Deci avem o parte cu ciocolată, o parte albă. Hai să vedem. E foarte moale. Care are gust bun. Are un gust bun, dar are un gust așa ciudat. Nu pot să explic de ce fel de gust e. Ce ceva cu lapte, chestii. E bunicel. Nu mă dau vândul pe el, dar chiar e bunicel. Mai avem chestia asta ca Venki, care sper să fie bună. Acest e cu cafea, cred că e cafea. Deci, da. Stai o secundă, cred că mai am ceva. Fiți atenți, am mâncat astea cacove. Băi, deci sunt super bune, deci aveau alune în crema de ciocolată, foarte, foarte bune. Mamă, dar mi-am umplut camă de primituri, ești nebun? Ce ne poate oferi nouă ca Venki? Foarte multe napolitane văd că sunt aici în Slovacia, acolo în Slovacia, mă rog. Asta, deci sunt două napolitane, așa arată, bine, mult mai mare, dar mă rog. Miroase a cafea. Chiar miroase a multă cafea. Foarte bun. Merge la cafea de dimineață. Chiar, da. Se simte gustul de cafea, dar e foarte bun. Ultimul este Măta. Din câte vedeți, avem aici niște frunze de weed specifice. Nu, sunt frunze de mentă. Miros ambalajul, what the fuck, de parcă ambalajul ar mirosi, știi? Ok, hai să vedem ce gust are Măta. Măta. Așa arată Măta. Așa se cheamă asta, da? Deci nu dați vina pe mine. Măta, efectiv. Hai să vedem. Wow! Are gust de After Eight, dacă îl știți, sunt niște ciocolățele a ta cu mentă. What the fuck, e ca și cum aș mânca gumă cu ciocolată. Nu prea mă omor după ele, după Măta. Nu prea mă omor după Măta, așa că ar trebui să-i dau skip. Nu prea îmi place. Da. Cel mai mult mi-a plăcut asta, siesta. Avea cel mai frumos ambalaj. Apoi mi-a plăcut zlate. Nu sunt foarte dulci, sunt numai bune. Ăștia așa micuțe, poți să le mănânci cu mai mulți. Sunt o groază aici, poți să le iei undeva într-o tabără sau ceva cu mei. Și al treilea, cel mai mult pot să zic că mi-au plăcut astea, Alpino. Având același gust cu alea zlate, bineînțeles. Da, fraților, cam asta și cu acest episod. Mai am foarte multe dulciuri. Am primit mai multe dulciuri decât mă așteptam. Așa că mai putem să facem încă un episod sau încă două. Dar încă două nu cred că ar fi ok. Pentru că după, ar fi multe din aceeași țară. Dacă vă place această idee, apăsați pe acel buton de like ca să mai facem, de exemplu, când mai merg în altă țară, să mai iau dulciuri, gen dulciuri din Austria, dulciuri din Germania, da? Dacă vă place ideea, apăsați pe acel buton de like, să strângem și noi 1000 de like-uri pentru acest episod foarte mic și foarte mirobolan. A început să mi se funde nasul, nu știu de ce, cred că e de la menta aia sau ceva, puii mei, habar n-am. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea vinerea viitoare. Pa! Acum pot să fac gluma aia. Uită pe Măta! Ha!